Praful saharian lovește România. Este semnalul tras de meteorologi care anunță că masa de aer încărcată cu particule de praf va sta deasupra țării noastre mai mult de 24 de ore, mai exact în perioada 23 aprilie ora 9, 24 aprilie ora 13. Circulația aerului predominant sud-vestică va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către sud-estul Europei. Această masă de aer va sta deasupra României marți 23 aprilie și în prima parte a zilei de miercuri 24 aprilie, iar depunerile de praf vor putea fi observate în zonele și în intervalele în care va ploua. În după amiaza zilei de miercuri, masa de aer încărcată cu particule de praf saharian se va deplasa spre nord-est și se va îndepărta de țară.